Când lovești adversarul, întotdeauna să pui mânușa, țac, să nu te lovească niciodată. Și după aia începi și tu să dai stângă, dreaptă, stângă, uper cu croșeu. Ce să mai... Boxul este... Boxul se practichează pe inteligență. Dacă știi să-i aștepți și aștepți momentul justul, care potrivit, pe oricare, cât de bun ar fi, i-ai dat lovitura bine, cade oricare, nu-i problema asta. Claudiu Ilinca are acum 26 de ani. Tânărul spune că regretul cel mai mare al său este că nu a găsit un loc de muncă în țară pentru a-și câștiga existența aici. A practicat din 94 până în 2004. Cu ce medalii vă puteți lăuda? Ce premii ați câștigat? Am câștigat medalia de campion național în 2001 la Ploiești. În 2001 și în 2003 m-am lăsat că nu se câștiga foarte bine. Din cauza părții financiare, să spunem. Da, da. Bun, și de atunci ați mai făcut box? Cum vă mențineți sau cum? Am fost nevoit să plec pe afară, prin străinătate, să muncesc și multe chestii și aș vrea doar să mai schimbe și multe lucruri, dar nu se schimbă la noi, la Gorj. Acum ați vrea să mai participați la o competiție națională? Nu. În momentul acesta. La profesioniști. Doar la profesioniști, așa nu, din ăștia foarte competiții mici nu mai aș băga. Da, la profesioniști ați mai participat în țară, în străinătate? Nu, dacă aș avea putere că mă simt capabil și încă mai simt că am forță și pot să fac performanță. Marea nemulțumire lui Claudiu este aceea că sportivii nu sunt ajutați și de cele mai multe ori sunt obligați să trăiască din salariul mamei sau pensiile bunicilor. Nemulțumirea mea că s-a ajuns, cum să spun eu, pe performanța foștilor campioni, cum Petrișor, Gănănău, Ilinca, Claudiu și Tărău, Veronel, Dogaru, Ion, Bumbei, Jiu, mulți și la Târgu Jiu, s-a ajuns să câștige tineretul care fac box la ora actuală pe spate foștilor campioni, ei să trăiască bine și campionii s-au ajuns să trăiască pe pensiile, cum să vă explic eu, pe pensiile bunicilor, pensiile mamelor, adică trebuie să plece prin străinătate foștii campioni, pentru că nu mai au loc. Dacă puterea vrea să nu îi respectă, și eu zic că până la urmă nu zic eu, Dumnezeu o să facă dreptate. Deci credeți că boxerii nu sunt ajutați pe mai departe, da? Da, da.